Mihai, cum ți s-a părut presiunea care iar a făcut-o Hagi pe selecționer? În legătură cu? Cu Iannis, că e singurul care n-a jucat din primul minut cu Columbia, că nu e normal, că te prefaci că nu știi sau ce? Nu. Nu, dar, n-ai fost în țară, n-ai văzut declarațiile lui Hagi? Ba da, dar nu cred că este un conflict. A fost o opinie a lui Gică. E tot o presiune. O, e presiune, că n-are de ce să facă presiune lui Edi, îi place foarte mult de Mihai, iar i-a arătat cu degetul Gică Hagi de sus lui Edi. Dar de ce Hagi singurul n-a jucat titular dintre toți? De ce n-a jucat titular? Uite, hai să facem o analiză. Nu, i-a arătat, iară nu iau a lui Edi. Nu. Este vorba de modul cum a gândit jocul și l-a băgat pe Rațiu și pe Horațiu Moldovan titulari. Uh-huh. Da? Care erau în aceeași situație ca și Gică. Da? Ca și Iannis. Pardon, mă scuzați. Păi vă bântuie Gică. Pe toți pe la federație. Da. Mă bântuie. A fost aseară la el pe mine, nu mă bântuie. Vă bântuie, vă bântuie. În niciun caz nu este un conflict, nu este... Este o opinie pe care și-a... Da, Mihai, numai că... Stai, numai o secundă. A, și tu îmi spui mie că Edi nu e deranjat de ce se întâmplă. Atenție. Îl doar nu-l interesează pe Edi, nu? Nu-i vorba că nu e deranjat. Edi probabil că o să vorbească cu Gică. Că nu-i convine, nu? Nici lui Edi. Au mai vorbit de 7 ori pe parcursul preliminarilor. Bun. Dar asta nu înseamnă conflict. Conflict e cu totul altceva. Uh-huh. Da, da. Noi amplificăm. Mihai, gândește-te la un lucru. E a treia sau a patra oară când Hagi iese și într-un fel sau altul mai soft sau mai dur îl atacă pe Edi. A treia sau a patra oară. E mult spus atac. Nu, nu, asta a fost mai e soft. E un reproș. Dar tot timpul, tot timpul vrea să-l călărească cumva. Reproș e un atac. E ok? Ți se pare normal? Hai să te întreb altfel. Dacă, de exemplu, era invers. Gică, ce ar fi zis? Dacă Edi antrena FCSB și ieșea Edi la, Edi la două luni și spunea... Nu Hagi... să spună de ce nu-l bagi pe Puiu, atât. Da. Era păi singura întrebare, adică să-l bagi pe Puiu. Adică lui Hagi, de exemplu, i-ar fi convenit, Mihai, să iasă Edi să spună tot timpul la trei luni. Dar de ce nu-l bagi pe ăla? Probabil de că și Gică ar fi avut același dialog, cum l-are și Edi cu el. Păi ce dialog? Că pare că n-au dialog dacă Hagi tot îl ciupește. Au, stai liniștit. Au, bun, vorbesc. Ai spus că nu i-a convenit, evident, lui Edi. Și? Și să nu-i combină. Asta e când ești antrenor, ți asumi anumite responsabilități. Bun. În momentul în care trebuie să faci doar 11 inși în teren, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Bun, dar eu te întreb direct. Tot știi că eu sunt direct. Hagi acum a greșit că a deschis subiectul ăsta? Că de ce n-a fost Iannis titular? După părerea ta. De ce să greșească? Mi se pare o chestie corectă și civilizată să-ți exprimi părerea în legătură cu un jucător Care, dacă nu ar fi fost, știu eu, băiatul lui Gică, nu ar fi ieșit această toată tebatură, știi? Întâmplător, presiunea care o are acest copil datorită faptului că este, Hagi. Este copilul lui Hagi, nu totdeauna este benefică. Și din cauza asta, cred că, hai de mine, este... Mă uit la el, că mie, când mă întâlnesc cu el, întotdeauna îl iau în brațe și îl încurajez și mă rog. Cu Iannis. Așa, da. Cu Iannis. Așa. Și e normal să fie așa. Te rog, și continuă, și? Și toată această presiune care se pune asupra lui și toate aceste întrebări din presă, băi, că tu meriți să joci, că ar trebui să fii titular. Poate merita să fii titular, știi? Dar până la urmă este opțiunea selecționerului. El este comandantul. Spunea ceva Becali mai devreme, Gigi. Da? Că deocamdată nu avem ce să-i spunem. Bun, dar cum crezi că se simte Edi tot timpul contestat de Hagi? Că e Hagi. Nu. Cum se simte? Să tot timpul să fie contestat de Hagi? Nu cred că o să fie tot timpul contestat de Hagi. Păi a fost. Legat de subiectul Iannis. Nu. Ce să nu dăm exemplele cele mai recente. Când Iannis a fost titular, a dat gol, golul victoriei de la Felciu. Păi cu atât mai mult te întreb. Eu acum te întreb, de ce Hagi acum trebuia să conteste asta? Era un conflict? Acum pentru meci că a fost rezervă trebuie să fie un conflict? Nu, e o discuție în principiu între ei doi și asta basta. Va fi, crezi că va ceda Edi? Va fi titular Iannis? Depinde de ce se va întâmpla. Dar cum îl știi tu pe Edi? Va ceda la presiunea asta constantă? Nu va ceda la nicio presiune, Edi, dar depinde. Eu tot sper ca Iannis să joace. Mă uit că Alaves ieri a câștigat iar în fanfar cu 0-1 acasă și Iannis nu apare în teren. Și Iannis cu câteva zile înainte dă gol Columbiei și ce să mai zic? Joacă bine,
dezinvolt, cu prospețime fizică, alea 30 de minute cât a jucat sau cât a fost, că nu le-am monitorizat. Și tu în continuu pierzi acolo și nu-l baci. Citesc acum că pleacă la Galatasaray. Asta nu e în favoarea lui, să spună lumea. Nu, nu mai uit-o. A zis Hagi ieri că e o invenție. Nu, nu dar nu-i a face bine lui. Eu tot sper să joace la Alaves. Că n-are cum să transfere nicăieri până în vară. Problema noastră este că Iannis trebuie să joace. Asta e. Adică problema mea este și a lui Edi și a tuturor de la echipa. Îl vezi apăsat de toată tevatura asta cu numele lui mereu, că toată lumea Hagi. Uite, bă, tai, iară tai că tot ți-a sărit în apărare. Nu, sper că el să detașeze de treaba asta. Și răspunsul cel mai bun era când a intrat în teren. N-a fost deloc apăsat. A fost dezinvolt în joc, chiar. Mie mi-a plăcut Hagi foarte mult cum a intrat, cum a jucat. A fost un eveniment și el și... Tu ai fost la meci aseară, nu? Da, Constanța, ai vorbit cu Gică ceva? Nu. Nu am rămas după meci, am plecat. Îți dai seama, eu sunt pus și într-o situație așa... Eu sunt prieten și cu Gică, sunt prieten și cu Edi. Cei de la, și cu Edi, și cu cei de la FCSB. Am antrenat acolo, îl admir pe Gică și pe ăilalți. Ăștia ne dau, cum să spun, Gică îmi dă 30% procente de jucători la loturile naționale. Cum, bă, cum adică? Cum să privești? Florine, tu ce părere ai? Hagi a avut dreptate sau nu acum? Cred că există un pic de subiectivism. E normal că e băiatul dumnealui. Hagi merită să fie titular 100%. Dar dacă joacă la Vest. E într-un campionat de top 5. Adică ți se pare că a fost o presiune exagerată a lui Gică acum? Că de ce n-a jucat titular cu Columbia? O presiune sentimentală? Sentimentală, da. Sigur, a fost și o parte sentimentală acolo. E unul dintre fotbaliștii care joacă în top 5. Și avem foarte puțin. Deci e clar că dacă el ar juca mai mult, nu zic să fie titular meci de meci, dar măcar să aibă mai multe minute, ar trebui să fie titular. În condițiile astea, sigur că ca selecționer trebuie să iei niște decizii și mai ales gândindu-mă la Euro, cu atât de puțin jucător practic pe fiecare post și alegerile pe care le faci, e grea situația. Adică mă gândesc și la Mitriță. Mitriță la fel, dacă e pe strict vorbind sportiv, nu poți să zici că nu merită să fie acolo. No. Dar l-ai și pe Coman. Bănele va ceda până la urmă la presiune logică? Edi va fi titular? Indiferent că nu joacă? Nu știu dacă va fi titular, dar dacă va începe să joace Iannis, cu siguranță da, dar nu începe, noi vorbim dacă. Păcat. Noi păcat. Vorbim azi ce. Hai să vă spun ceva. Cred că și de aia domnul Hagi a fost foarte supărat că Iannis nu a jucat. Dacă doi jucători e aceeași situație ca lui și cei doi joacă. Cine? La cine te referi? La Rațiu și la Moldova. Așa. Și el nu joacă titular. Eu cred că la aia s-a și gândit, la varianta asta. Bă, dacă cei doi nu au jucat... Bun, dar cum e să tot îl contești pe Edi, într-un fel sau altul? E Hagi. Și am spus tot. A? Florine, cum e să-l contești mereu pe Hagi, pe Edi? Tot timpul contestă cu ceva. A? Cum e? Ia zi, nașpa. Dar eu sunt convins că Edi nu... Edi e de neclintit. Adică, și știi cum mi-am dat seama de chestia asta? Cu Mitriță. Cazul Mitriță. Unde neconvocarea lui sigur are legătură cu altceva decât partea sportivă, că n-ai cum să zici că nu. Și atunci nu. Eu cred că la Iannis nu e chiar așa de neclintit. Pentru că hai să spun de ce. Eu am fost foarte atent la ce a declarat Edi Iordănescu cu Mihai înainte de meci. Înainte de meci cu Columbia. Am făcut noapte albă cu ștaful meu dacă să încep cu Iannis Hagi titular sau nu. M-auzi? Crede-mă. M-auzi? Îi pasă lui Edi rău ce zice Gică Hagi. Crede-mă ce spun. Rău de tot. M-ai înțeles? Aline, rău. Nu, în mod probabil că okay. Eu cred că e și puțin teamă așa de presiunea lui Gică. Nu e vorba de teamă aici. Tu crezi că mie nu-mi pasă de ce spune Hagi? Cine e? Nu, probabil noaptea albă e se traduce altfel. E Hagi, mă, lucrate, e... Ce să-ți mai deci noaptea albă se traduce altfel. Bun, dar lui Edi cum pipică lui Edi? Tot timpul presiune. Hai că vă spun. Dar de ce nu joacă Iannis? De ce? Cum e? Pune-te și în locul lui Edi acum, Mihai. Cum e să tot ai presiune? Că Hagi e cel mai vocal dintre toți. Odată ce ți-ai luat meseria asta și ți-a plăcut să fii selecționer, atunci acceptă rolul lui Angelo Niculescu când era cu Dobrin. Bine, acum fac niște comparații care pot fi interpretate.
și rolul multor alți selecționari din istoria României care au renunțat la jucători. Au ținut minte cazul de Stoica, Pițurcă, care nu jucau în echipa națională. De multe ori nu vreau ei să joace. Mă rog. În cazul lui Tudorel. Înțelegi? Sau nu vreau să vină când și era nu-i mai chemat după aia, nu-i mai chemat după aia, că și selecționerul s-a ambiționat, dar aici nu e cazul. Aici e o situație care se poate rezolva. Asta e singura diferență. Uh-huh. Când îl cheamă pe Iani, se prezintă la lot. L-a băgat titular în toamnă, când au fost meciurile alea, și a făcut, a jucat foarte bine. Acum... Nu l-a băgat titular. L-a băgat puțin. Titular. Adică tu ce spui? Facem un capăt de țară. Nu. Eu cred că este o discuție falsă. Ce facem dacă Iannis va fi titular la europene și va juca bine? Dar ce facem dacă nu va fi? Va fi. O altă treabă. După aia poate fi analizat în prisma rezultatelor, a prestației. Alergă Hagi pe Edi, știi cum? Două ture de stadion acolo în Germania. Eu atât am doresc, să joace Iannis. Da, Aline, ce vreau asta, să fac? Unu. Și asta... la club. În primul rând la club. Florin a zis un lucru mare. Să dea Dumnezeu să joace la club. E foarte ușor să joace la echipă. Te rog. Ai mai mult și mai mult de 30 secunde. Bun, unu. În toamnă, când a intrat la Budapesta, așa, la, acolo, la Felcet, unde s-a jucat, deci în toamnă, Iannis mai prindea niște frânturi, niște 60 intra, 50, începea titular, îl scotea. Deci contextul era altul decât acum. Doi, pentru turneul final este o lună de pauză, dintre care vreo două săptămâni de pregătire centralizată. Avem meci cu Bulgaria și nu știu, cu Luxemburg. N-ai timp să faci pregătire. Stai puțin. Nu te gândi la asta. Bun. Și, atenție puțin, și jucătorii care au jucat până 19 mai, când se termină la Liga și Premier League, tot o lună de pauză o au. Deci una este să nu ai meciuri în contextul unui meci în care tu vii la echipa națională duminică spre luni și ai meci joi sau vineri, se resimte într-un fel, în alt fel se resimte lipsa de meciuri când e o lună între ele. Vă dau două exemple. Răducioiu, 1994, vine și face un campionat mondial excepțional, după ce în sezonul 93-94 are 7 meciuri și 2 goluri la Milan, în campionat 5 meciuri, 1 gol, restul până Cupa Campionilor sau până Cupa Italiei. Iar exemplu bun, e alt fotbal, iar exemplu covârșitor pe care vi-l dau în direcția asta, este fundașul stâng al Argentinei, 1978, cu pletele pe care le-a avut și Mihai Tarantini, care nu numai că nu joacă la club, el de un an de zile nici nu are club. El este șomer în fotbal, s-a certat cu ea de la Boca, a vrut să plece la River, nu știu ce naiba s-a întâmplat. Dar Menotti l-a băgat în cantonament cu 6 luni înainte. Exact. Și Menotti juca doar la convocări, avea vreo 4 în situația asta, îi antrena el, nu s-a pus problema să nu fie titular și a câștigat campionatul mondial Tarantini. Bun, o să se spună că... O să se spună, da. O să se spună că e cu basca pe cap. Acum 40 de ani. Cel mai mare exemplu nu l-ai dat. Paolo Rossi n-a jucat 2 ani de zile și câștigă un campionat. Da, dar începuse să joace atunci. Deci avea niște meciuri în picioare. Vreo 4-5 luni atunci. Înainte a jucat în primăvara aia. De ce luna asta de pauză? Voi o să ziceți că nu contează. Da, contează. Eu zic că aici vă dau dreptate. Adică nu vii duminică să joci joi. Vii duminică, te duci până Italia, pe unde vrea Edi să-i ducă Aosta sau pe unde îi duce el de obicei. După ai două jocuri astea aici, te pui la punct cu Luxemburg și cu cine jucăm în Bulgaria. Iunie? Cu Bulgaria și cu Luxemburg, nu? La București. Bulgaria, Liechtenstein. Liechtenstein, scuze. Liechtenstein, echipă bună. Nu e tot aia. Tot aia. Și păi, ascultă profesioniști aici. Da, Liechtenstein e echipă. Nu, Luxemburg e bună, nu? Luxemburg era să se califice. Era să se califice, bun. Deci este un timp împreună. 19 iunie e ultima etapă, că vor să înghesuie și ei cu o săptămână la Liga. Și 19 mai și 17 iunie e primul nostru meci cu Ucraina la München. Ai 29 de zile la dispoziție. Contează acum faptul că tu n-ai jucat zice, în penultima... Știi ce îmi zice Cristi Coste, da? Care cred e beton. Da, că se termină în 26. Nu. Cristi Coste care e omul numărul 1 pe beton armat. Țineți minte cum le-a zis Cristi acum vreo câteva luni, țineți minte că începe Edi cu Pușcaș titular, de nebunise toată România la emisiune. Da. Și a început Pușcaș și a avut dreptate, Coste, mai înțeles. Și Cristi îmi zice așa, din informațiile noastre și sunt informații bune, așa, am o veste proastă pentru Gică Hagi, zice Cristi Coste. Iannis nu va fi titular la Euro.
Da? Stai. Și nu se va schimba situația nici cu Mitriță, zice Cristi Coste. Acum, dar mie mi-era clar. Acum că tot am prins cuvântul, hai să vă mai spun și de Mitriță câte ceva. Aici, dacă e, că a apărut o declarație în ziar despre Mitriță, mă scuze, Aline. Te rog. În care a spus clar că a discutat cu el și că e deschisă ușa pentru orice jucător care are... Asta poate să fie și vrăjeală. Hai să vedem dacă e deschisă ușa. Că de vrăjeală... Stai că aici nu ești la stenograme să zici că ai vorbit cu Colțescu și să nu vorbești. Zi, Aline, te rog. Bun.